Salutare tuturor! Astăzi o să vorbesc despre diferite urări la diferite evenimente. Adică, când avem diferite întâlniri, adunări, evenimente, avem diferite urări. Adică spunem anumite lucruri tipice, specifice acelui eveniment. Și hai să vedem despre ce vorbesc. La ce mă refer? Uite, am scris de exemplu aici, ca de obicei, caietelul meu cel magic, nu-i așa? Avem și o furnică când ești afară. Furnici de toate. Găini, cred că pe aici, pe undeva. La botez. De exemplu, când mergeți la botez și prietenii voștri au un copil și ei vor să își boteze copilul, tu o să spui să vă trăiască copilul sau să vă trăiască copila, să vă trăiască băiatul, să vă trăiască fetița, să vă trăiască plodul, să vă trăiască fata. Deci, mai multe substantive care se pot folosi. Dacă folosești forma să vă trăiască, este forma de politețe, dar poți să spui și Mihai să îți trăiască plodul. Plod înseamnă copil. Să îți trăiască fata. Poți să spui și așa, mai direct, fără să folosești forma de politețe. All right, hai să vedem. Zi de naștere, de exemplu, dacă cineva are ziua de naștere, o să spunem la mulți ani, nu? De anul nou, iarăși, o să spunem la mulți ani, an nou, da? Deci de pe 31 decembrie trecem pe 1 ianuarie, nu? Și o să spunem la mulți ani. De Crăciun, pe 25 decembrie, spunem Crăciun fericit, corect. Dacă este Paștele, undeva prin aprilie, mai eventual, o să spunem Paște fericit. Foarte bine! Dacă mergem în vacanță, ce să zicem? Prietenii tăi se duc în vacanță, ce o să le spui? Vacanță plăcută, corect. Dacă mergi la o mormântare sau dacă cineva a murit, o să spui acelei persoane afectate de moartea membrului din familie, o să-i spui condoleanțe, condoleanțe. Dacă te-ai căsătorit și la nuntă o să îți spună prietenii casă de piatră, casă de piatră. Dacă te duci, vin niște prieteni în vizită la tine și apoi pleacă. Se urcă în mașină și ei pleacă. Tu o să le spui drum bun, drum bun. Dacă te uiți la televizor, la un film, te duci la cinema, ce se spune atunci? Vizionare plăcută. La examene. Ai examen la facultate sau ai bacul. Atunci o să spui succes sau baftă. Mult succes, multă baftă. Ce înseamnă bac? Scris B-A-C. Bacul este prescurtarea de la bacalaureat. Un bacalaureat este un examen în România când s-a terminat liceul. Adică liceul e înainte de facultate. Nu poți să studiezi la facultate dacă nu ai bacul luat. Adică trebuie să iei bacul, bacalaureatul. Trebuie să treci acest examen de liceu. Așa se încheie liceul. După aceea poți să intri la facultate. Când mergi la masă, da?
De exemplu, mama strigă după copii. Copiii sunt prin curte și mama semnalizează că e timpul să mănânce. Masa este gata. Ce o să zică mama? O să zică: la masă! La masă! Da? Adică masa e gata, putem să ne așezăm, să mâncăm împreună. Ok, și când ești chemat la masă, te așezi la masă frumos, nu? Și ce le spui tuturora, celor care sunt acolo la masă și mănâncă cu tine? Ce o să le spui? Poftă bună, nu? O să le spui poftă bună. Atât pentru astăzi, dragii mei. Dacă am uitat ceva din lista, din aceste urări și diferite evenimente și ocazii pe care le avem, puteți să scrieți în comentarii dacă am uitat ceva. Mulțumesc foarte mult anticipat că îmi spuneți, semnalizați Camelia, hello, ai uitat asta? Așa? Și dacă aveți întrebări, nu uitați să scrieți comentarii sub acest video, în căsuța de comentarii. Eventual puteți să-mi scrieți și un e-mail pe post@cameliaweb.com. Repet, post@arond se zice în limba română, cameliaweb.com. Mulțumesc foarte mult că v-ați abonat la acest canal. Dați un share, un like și ne auzim data viitoare!